Părinții unui elev acuză învățătoarea de rele tratamente, se titrează pe prima pagină. Citiți pentru ce este cercetat și cum se apără cadrul didactic. Buzoienii află unde va lucra primarul interimar după încheierea mandatului și unde a fost fotografiată mașina viceprimarului Dunel. La final de mandat, administrația bifează câteva nerealizări, precum chiloțăraia din piața centrală și ratarea reabilitării termice a unor blocuri, amănunte în pagina 3, unde Titi Petre semnează editorialul Drăgaica se termină, Drăgaica începe. Cititorii află răspunsul la întrebarea se mai asfaltează sau nu pe Viilor, ce se întâmplă cu locul de joacă de la tunel și ce lucrări se fac în oraș înainte de instalarea noii administrații la Palatul Comunal. Absolvenții sunt chemați să se înscrie la șomaj. HDN a organizat recent un eveniment dedicat muzicii și teatrului. În articolul Reînvierea Bisericuței din Crâng, preotul paroh vorbește despre semne divine și munca de renovarea capelei. În pagina rezervată sportului citiți despre finala Cupei României la județ și cum va fi modernizat fostul teren Locomotiva. Petrolul Berca joacă barajul de promovare, iar buzoienii sunt invitați la cross în Crâng. Pe ultima pagină aflați când își va relua microbuzul 2 traseul prin Mărăcineni. Dintre titluri amintim ajutoarele de la Uniunea Europeană se lasă așteptate și fapte cutremurătoare la Săhăteni. Viața Buzăului publică o selecție de epigrame. Mai puteți citi articole de medicină naturistă, programele TV, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.